În ziua prăznuirii Sfântului Antonie cel Mare, chinovia de pe Valea Vodiției și-a cinstit după cuvință ocrotitorul. Praznicul, închinat unuia dintre cei mai însemnați părinți ai pustiei, a început încă de cu seară, când în bisericuța Sfântului Așezământ Monahal a fost săvârșită slujba vecerniei mari unită cu litia. În ziua sărbătoririi Sfântului, pe 17 ianuarie, la vechea vatră monastică a poposit chiriarhul locului, preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, cel care, în 1990, avea să reînființeze cinstitul așezământ după câteva veacuri de ruină. Cu ocazia hramului, ierarhul nostru a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un ales obor de preoți și diaconi. La Sfânta Slujbă au luat parte viețuitorii Sfintei Mănăstiri, dar și preoți și credincioși care au o legătură de suflet cu Sfânta Mănăstire de la Vodița. Cu toți au petrecut câteva ceasuri de rugăciune și reculegere. Vrem într-unul Dumnezeu, Tatăl a Toțiitorului, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tată și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cuvântul de învățătură, Părintele Episcop a evocat personalitatea Sfântului Cuvios Antonie cel Mare, organizatorul monahismului răsăritean. Preasfinția sa a arătat că Sfântul Antonie este deopotrivă ocrotitor al călugărilor și al credincioșilor care îl cinstesc sau îi poartă numele. Pentru mănăstirea Vodița, prima ctitorie a Sfântului Nicodim de la Tismana, pe pământ românesc, este sărbătoare. Când a venit aici Sfântul Nicodim și a așezat mănăstirea Vodița, a început să o ctitorească
a rânduit-o celui care a fost unul dintre cei mai mari nevoitori, unul dintre cei mai mari asceți, Sfântul Antonie cel Mare. A avut evlavie Sfântul Nicodim la 1370, când a început mănăstirea Vodița, la Sfântul Antonie cel Mare. Când a venit aici, după 1000 de ani, de la trecerea în ceata Sfinților a Sfântului Antonie cel Mare, Sfântul Nicodim s-a rugat lui și l-a avut ca model. Pentru Sfântul Nicodim de la Tismana, Sfântul Antonie cel Mare a fost un model. Așa după cum la Sfântul Antonie cel Mare mergea un număr mare de ucenici, de frați, de puznici ca să-i ceară sfat, tot la fel și la Sfântul Nicodim, odată venit aici, pe pământ românesc, veneau sihaștrii, frați, nevoitori, părinți din mănăstiri, să-i ceară sfatul. Așa se face că Sfântul Nicodim, din timpul vieții sale, după ce a trecut prin multe încercări din partea locuitorilor din unele sate, a fost cinstit ca sfânt pentru sfințenia vieții lui. Sfântul Antonie cel Mare rămâne un model nu numai pentru călugări, pentru nevoitorii din pustiu, pentru anahoreți, ci el este un model, rămâne un exemplu pentru creștinul ce își desfășoară viața de zi cu zi în cetate, în localități, fie în orașe, altfel spus, precum și la sate. Sfântul Antonie cel Mare a lăsat lumea aceasta după ce au murit părinții. Pentru că în apropierea localității sale, acolo în Egipt, nu erau mănăstiri, el s-a retras la marginea satului și a început să se nevoiască acolo. Stătea ca un puznic. Se ruga ziua, se ruga noaptea. A fost mult încercat de la diavoli care l-au invidiat și nu se puteau bucura de sfințenia vieții lui. Motiv pentru care i-au adus multe încercări, ispite, necazuri pe care Sfântul Antonie le-a biruit. Toate încercările vrăjmașului diavol au fost biruite cu succes de către Sfântul Antonie cel Mare. Apoi a mers mai departe, după cum a fost rânduiala lui Dumnezeu, care i s-a revelat. A mers în pustiu, a mers acolo în pustiu Nilului și în jurul său s-au strâns foarte mulți frați, foarte mulți ucenici, foarte mulți nevoitori. A trăit 106 ani. Dumnezeu l-a ținut pe pământ pentru că a trăit în post. Postind a fost mai sănătos și a menținut și sănătatea trupească, nu numai sănătatea sufletească, și a rămas cunoscut Sfântul Antonie cel Mare. Despre el se știe cu exactitate cum și-a dus viața, pentru că un alt sfânt și el, ucenic, a ajuns cel mare, Sfântul Atanasie cel Mare, care a fost episcopul Alexandriei, i-a scris viața. A avut ocazie Sfântul Atanasie să meargă la el. Și spune că a avut această ocazie să-i fie ucenic și de multe ori să-i pună apă să se spele pe mâini, să-i toarne apă pe mâini.
și i-a scris cu exactitate viața, încercările, a fost tradusă din limba greacă în limba română de către părintele Dumitru Stăniloae. Învățăm foarte multe din viața lui dacă o citim, dacă o procurăm. S-a tipărit în colecția Părinți și Scriitori Bisericești și oricine îi citește viața își dă seama că vrăjmașul diavol îl urăște pe tot omul și dorește ca omul să-și piardă sufletul. Diavolul dorește ca să fim mai departe de Dumnezeu. El aduce dezbinare, el aduce foarte multă ură și atunci se bucură când nu este pace. Ori Sfântul Antonie cel Mare a arătat că tot ceea ce diavolul i-a adus a biruit. Și noi simțim toate uneltirile, toate ispitirile pe care diavol le aduce asupra noastră a fiecăruia. Fie că suntem călugări, fie că suntem preoți la parohii, fie că suntem intelectuali, fie că suntem muncitori, în viața de familie, în viața de zi cu zi, vrăjmașul ispitește. Dacă un om cade în păcat, atunci pentru diavol este mai ușor, fiindcă păcatul care aduce moartea, îi aduce omului nenumărate necazuri. Sfânta Mănăstire Vodiza este un important monument istoric și de arhitectură, fiind cea mai veche ctitorie voievodală atestată documentar. Cel din tâi așezământ a fost o mănăstire de călugări întemeiată între anii 1364-1370 de Sfântul Nicodim pe cheltuiala voievodului Țării Românești Vlaicu Vodă. Mănăstirea avea să fie refăcută de Radu cel Mare în jurul anului 1500 și de Cornea Brăiloiu în 1689, dar a cunoscut o perioadă de decădere după războiul austro-turc din 1718. Eu vin aici foarte mult, pentru că este biserica pe care o iubesc cel mai mult, este mănăstirea mea. Și părintele Ioachim, Ionichie, care este aici, este duhovnicul meu. Aici mă simt bine, aici simt liniște și simt o bucurie când ajung aici. Pentru că eu sunt năcăjită, n-am casă, n-am masă, stau în băile herculane, într-o rulotă, fără curent, fără căldură. Și dânsul este acel care mă ajută foarte mult. Și de aceea mă rog ca bunul Dumnezeu să-i dea stăpânire pe această mănăstire. Multă sănătate și bucurie din partea mea. Eu o fac cu bine, statui la slujbă, frumos, îmi placu. Am fost, m-am rugat că a fost Sfântul Hram Antonie. Îmi place foarte mult să vin aici, mă simt foarte bine când vin aici. Am venit cu gând curat să ne ajute Dumnezeu, Sfântul Antonie cel Mare, să ne bucurăm de tot ce ne-a dat Dumnezeu, de cât avem și de cât vom avea. Mănăstirea de la Vodiță a fost reînființată în 1990, atunci când a fost începută restaurarea ctitoriei voievodale, construindu-se un corp de chilii pentru desfășurarea vieții de obște. În ultimii ani, la Vodiță au fost executate lucrări de talozare a malurilor părăului din apropiere și a fost așezată o nouă înveritoare pe Sfântul Locaș.